După plecarea lui Boli în Turcia, CFR Cluj urmează să se despartă și de Cătălin Golovca. Inițial s-a zvonit că mijlocașul va fi împrumutat la FC Voluntari, după care finanțatorul echipei FC Botoșani, Valeriu Iftime, a anunțat că și l-ar dori din nou la echipă pe Golovca. Mă doare sufletul de tot ce i s-a întâmplat acestui fotbalist, pentru că el este un copil de-ai noștri și țin mult la el. Dacă cineva poate să-i relanseze cariera lui Golovca, atunci acel cineva este doar FC Botoșani. Din păcate, CFR Cluj nu înțelege acest lucru, a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport. Cătălin Golovca va fi împrumutat în cele din urmă la Sepsi Sfântul Gheorghe, acolo unde este dorit insistent de antrenorul Leo Grozavu, cei doi lucrând împreună și la FC Botoșani. Mijlocașul sucevean în vârstă de 30 de ani a jucat pentru CFR Cluj în 15 meciuri, a marcat de 2 ori și a câștigat alături de ardeleni un titlu de campion al României.